Mai bine să fii stăpân decât să nu fii Set, șeful. Mă, acest om are dreptate. Pentru cine nu știe și este la fel de noob ca și mine, Set este următorul campion despre League of Legends. Din League of Legends. Numai ce-a părut Aphelios acum o zi, cred, sau două, și bam, campion nou. Este Vastaya din Ionia, de la Yasuo, Akali, deci îi ce trebuie. Deși acum este un jucător important pe o scenă interlopă din Ionia, Set are origini umile. Mama lui era o Vastaya din Ionia, iar tatăl un Oxian, așa că băiatul bestie a fost de la început un paria. Nașterea lui a îngrozit comunitatea de Vastaya în care trăia, care i-a alungat familia pentru încălcarea legilor tribale. La fel ca Vastaya, nici oamenii din Ionia nu voiau să accepte această uniune interzisă, deși faima tatălui lui Set ca luptător în arene era suficientă pentru a-i readuce la tăcere. Puțina liniște de care familia se bucura s-a risipit în ziua în care tatălui Set a dispărut. Dintr-o dată, toți cei care își mușcaseră limba și tăcuseră când îl vedeau pe Set au putut să-și exprime disprețul. Băiatul se tot întreba unde ar fi putut pleca tatălui și de ce. Brusc, necazurile începuseră să-l urmărească. Set s-a maturizat rapid în fața șicanelor și a amenințărilor pe care le primea și curând a început să-și folosească pumnii pentru a-și readuce la tăcere detractorii. Când mama lui a auzit că Set începuse să se bată, l-a pus să jure că nu se va mai apropia niciodată de arenele noxiene unde luptase tatălui. Dar cu cât Set lupta mai mult, cu atât se gândea mai des la tatăl său. Dorind cu ardoare să-l găsească, Set s-a furișat într-o noapte în arenă. După ce mama lui se culcase, spectacolul l-a cucerit instantaneu. Zeci de soldați noxieni proaspăt sosiți pe țărmurile Ioniei urlau însetați de sânge de pe băncile arenei. În centrul ei, luptătorii veniți din toate colțurile lumii se încleștau în dueluri brutale, folosind tot soiul de arme și de stiluri, iar noxienii recompensau regește pe câștigători. Când evenimentul a luat sfârșit, Set a întrebat de tatăl său și a aflat adevărul crud. Se dezlegase de contract și plecase în alte ținuturi, unde urma să lupte în arene mai profitabile. Își părăsise familia pentru a-și căuta norocul în cealaltă parte a lumii. Mânios până peste poate... Stai, până peste poate, asta e o expresie valabilă, gen, există. Oare vărit-o? Mânios până peste poate... Poate, dar ce nu-mi se pare ok? Set l-a rugat pe administratorul arenei să-i aranjeze o luptă, în speranța deșartă că adversarul lui va fi însuși tatăl său. Administratorul i-a aranjat o luptă, gândindu-se că băiatul va ceda ușor în fața unuia dintre luptătorii lui faimoși. Set i-a arătat cât de mult greșise. Din momentul în care a dat primul pumn, băiatul bestia a devenit o senzație în arenă. Deși Set nu fusese instruit în vreo artă marțială clasică, puterea și ferocitatea lui au compensat această lipsă și l-au ajutat să doboare inamici mult mai bine pregătiți din punct de vedere tehnic. După zeci de victorii, oamenii l-au numit regele arenei, iar succesul l-a îmbogățit, dar Set n-a abandonat niciodată speranța că tatăl său se va întoarce ca să lupte cu el. Noapte după noapte, Set se întorcea la mama lui și aducea bani, dar nu îi spunea niciodată adevărul despre cum îi câștigase. Când o vedea că se bucura așa de tare că are succes și că nu mai e forțat să trudească pentru bani, lui Set îi se încălzea inima. Cu toate acestea, era convins că se poate descurca și mai bine de atât. Nu era rău să fii regele arenei, dar dacă ajungeai proprietarul ei, acolo se făceau bani grei. Într-o noapte târzie, după ce și-a apărat titlul în fața unui public imens, Set le-a spus administratorului și apropiaților săi ce-și dorește, sugerându-le să-l lase pe el să se ocupe de arenă și de profituri. Când l-au refuzat, Set a blocat ușile. După câteva minute, ușile s-au redeschis, iar noxienii au ieșit plini de sânge și purtând un mesaj pe buze. Băiatul bestie era noul șef al arenei. După ce a scăpat de administrație, Set a preluat controlul asupra arenei în care obișnuia să lupte. Ionienii, care abia de curând prinseseră gustul războiului, au luat cu asalt arena, dorind să-și satisfacă o dorință pe care înainte nici nu știau că au. Set a profitat la maxim de această sete de sânge, acumulând putere și averi mai mari decât visase vreodată în copilărie. În timp a transformat arena într-un imperiu interlop al pariurilor și viciilor. Acum bărbatul bestie își conduce afacerea ilicită cu aceeași mână de fier cu care lupta și în arenă. Când cineva îi pune autoritatea la îndoială, se implică personal pentru a rezolva problema. Cu fiecare pumn, Set lovește în fosta lui viață marcată de sărăcie și ostracizare, fiind hotărât să nu mai lase niciodată să se mai ridice de la podea. Și așa Set a devenit Set.
Dacă v-ați jucat set sau dacă nu v-ați jucat set, eu am făcut un 1v1 cu tânărul Ion astăzi, să vedeți ultimata lui set face un suplex. Când îl dai rău ar fi trebuit să zică "And his name is John Cena." Genial, tipul.